счастье, когда рядом муж и здоровый ребенок. Тогда, когда делаешь то, что тебе нравится, когда тебя ценят, любят. Счастье – согласие, благодарность и довольство тем, что дал Бог. Счастье приходит тогда, когда умеешь его дарить. Тогда и пришла идиллия. Мне кажется, нас свела музыка, и она нас держит вместе. Mai ales la femeie, știți cum vine vârsta, perioada de criză, a vârstii medii, cum se mai spune așa. Poate a tras o bară și ea și a făcut niște totaluri și poate crede că merită ceva mai mult de la viață, eu nu știu. Deci noi, efectiv, nu am vorbit la acest subiect. Deci totul s-a întâmplat atât de repede că nici nu am reușit să stăm așa, ca doi oameni civilizați, să vedem unde s-a rupt, când s-a rupt, dacă se mai putea reface, dacă nu. Acum jumătate de an, ea își dorea o fetiță și noi ne-am dorit împreună. Timp de jumătate de an, lucrurile s-au schimbat radical, știi? Nu găsesc explicații, dar orice femeie este un mister până la urmă. Mustața sau cronul eu arată când ceasul-i rău și în cale să nu stau din acasă. Можно ли сказать, что отношения были разрушены из-за другого мужчины, кого же любит Адриана? Și мама, și tata au fost șocați de cele auzite și mai ales că au avut o tristă experiență acum un an. În Adriana la fel a avut o tentativă de divorț, dar până la urmă și-a retras cererea sau cum se mai cheamă chestia asta când te duci să le pui la divorț și a retras-o până la urmă. După care ne-am gândit că o să meargă totul mult mai bine, că a fost o criză în familie, da, se mai întâmplă ca la oricine. Dar vedeți că a durat nici nu prea mult, maximum jumătate de an, după care Adriana iarăși s-a revizuit poziția și... În ambele cazuri ești sigur că este vorba despre apariția unei a treia persoane? Da, sigur, cu siguranță. Și nu este o rușine, din contră, eu respect, Adriana poate vrea să-și caute fericirea în altă parte. Și eu chiar îi doresc să fie extrem de fericită. Dacă 17 ani n-a fost fericită, sper să se revanșeze într-un fel, știi? Ребенок остался с отцом. Адриан уже старается как можно чаще видеться с сыном. El suferă, dar ascunde. Dar în ochii lui se vede tristețe. Корнел Бадгро сообщил нам, что мужчина Адрианы моложе ее тоже разводится. У него есть ребенок. Мужчина живет вместе с Адрианой на съемной квартире.